De obicei, păsările nu se deosebesc prin mărimi impunătoare, dar mereu putem găsi o excepție. În timpurile preistorice, cerul era plin de uriași cu o anvergură a aripilor șocante, iar pe uscat umblau păsări de o tonă. Chiar și astăzi putem să găsim păsări enorme, abilitățile cărora sunt literalmente uimitoare. În acest episod vă voi arăta cele mai mari păsări din istorie și vă voi povesti de ce sunt capabile. Așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Argentavis. De obicei, păsările zburătoare nu sunt foarte mari, căci e nevoie de o putere incredibilă ca să ridici în aer un corp uriaș și să-l faci să plutească. Anume de aia în lume nu există prea multe păsări mari care zboară. Același lucru este valabil și pentru perioada preistorică. Dar existau totuși exemplare unice, Argentavis. Până nu demult era considerată cea mai mare pasăre zburătoare în istoria planetei noastre. Doar imaginați-vă, anvergura aripilor acestei păsări ajungea la 7 metri. Este de 3 ori mai mult decât a unui vultur auriu, care șochează prin mărimea sa. Argentavis era greu, cântărea aproximativ 70 de kilograme și mai era și înalt. S-ar părea că având așa dimensiuni, trebuiau să zboare foarte lent, dar și aici pasărea preistorică ne lasă fără cuvinte. Oamenii de știință consideră că Argentavis zbura cu viteza de 67 de km la oră. Era mai mult decât suficient pentru a ajunge prada și pentru a o captura. Argentavis nu vâna ca păsările moderne, cu ciocul sau ghearele, ci cu întreg corpul. Folosindu-se de mărimile sale, acești uriași cădeau deasupra victimei, o imobilizau cu ajutorul corpului și o înghițeau, uneori chiar de întregul. Vorombe. Ceea ce ați văzut anterior nu este o limită pentru păsări. În vremuri îndepărtate trăia cineva mult mai mare. Vorombe trăia pe teritoriul Madagascarului. A dispărut nu chiar cu mult timp în urmă, spre deosebire de Argentavis, doar cu 1000 de ani în urmă. Vorombe este cazul când nu poți să crezi că așa dimensiune există. Acești giganți cântăreau aproximativ 800 de kilograme, aproape o tonă, pentru o pasăre. Doar gândiți-vă la asta. Este cea mai mare pasăre din istorie pe care o cunoaște știința în momentul dat. Vorombe ieșeau în evidență nu doar prin greutate, dar și prin înălțime, ajungeau la 3 metri. Chiar și struții, giganții moderni, nu mai par deloc mari pe fundalul lor. Apropo, punctul comun al acestor două păsări e că ambele nu zboară. Să ridici 800 de kilograme cu aripile e ireal, dar vorombe nu era deranjată de asta și pe pământ se simțea bine. De aceste păsări se temeau doar din cauza aspectului, dar nu și a comportamentului. Vorombe ducea un stil de viață nocturn și nu erau prădătoare. Se hrăneau cu plante, fructe, semințe și frunze. În schimb, această pasăre era un adevărat prădător de care se temeau locuitorii marini. A trăit acum 34-32 de milioane de ani urmă. Este vorba despre Pelagornis sandersi. Până în 2014, oamenii de știință considerau că Argentavis era cea mai mare pasăre zburătoare, dar apoi au găsit rămășițele lui Pelagornis și titlul de campion și a schimbat stăpânul. Anume, acest gigant este recunoscut a fi cea mai mare pasăre zburătoare din toate timpurile. Anvergura aripilor acestor giganți ajungea la aproape 7,5 metri. Uitați-vă la această imagine! Gigantul Pelagornis este comparat cu condorul și albatrosul, unele dintre cele mai mari păsări de astăzi, dar pe fundalul lui Pelagornis chiar și ele par mici. Despre ele încă vom vorbi, dar haide să ne întoarcem la Pelagornis. Era o pasăre prădătoare marină. Ea nu se scufunda în apă, ci cobora și prindea prada chiar de la suprafață. Ciocul ei avea niște excrescențe ascuțite asemănătoare cu niște dinți, de aia captura nimerea rapid în capcana. Interesant e că pasărea era atât de mare încât nu putea să-și ia zborul din loc ca orice pasăre obișnuită. Ca să înceapă zborul, gigantul se apropia de o stâncă abruptă, sărea jos și abia apoi începea să își folosească aripile enorme. Atingea viteza de 60 de km la oră. Este ireal de mult pentru așa dimensiuni. Pasărea terorii. Nu e descrierea unei specii de păsări, este efectiv numele ei. Nu fiecare a meritat să poarte așa un nume, dar familia Horusharcidae a reușit să facă asta. Ele erau într-adevăr groaznice și înfiorătoare. În primul rând erau uriașe, ajungând la 3 metri înălțime. Aveau un gât și gheare lungi, ascuțite, ciocul și el era puternic. Puteau să ajungă la viteza de 50 de km la oră. Acele erau pe pământ, fiindcă nu puteau să zboare. Este cazul când în aer era mai sigur decât pe uscat.
Erau nemeloase, un fel de sosii preistorice malefice ale struților. Ele își ajungeau prada, o răneau cu ghearele, apoi efectuau lovituri fatale cu ciocul în cap. Când prada era puternică sau mare, păsările terorii foloseau următoarea tactică. Ele vizau cu precizie loviturile în organele vitale și capul în același timp. Apropo, anume printre ele poate fi găsit cel mai mare craniu de pasăre din lume. Aparținea lui Kellenken, din familia Horus Carchids. În lungime ajungea la 75 de cm. Ca să înțelegeți, chiar și cei mai mari crocodili moderni nu mereu au așa cranii lungi. În timpurile preistorice puteau fi întâlnite o mulțime de păsări uriașe, dar și acum nu putem zice că avem puține. Vă propun să ne întoarcem în zilele noastre și să ne uităm la cele mai mari păsări din lume, care trăiesc chiar acum. Struțul. Să începem cu cea mai mare pasăre. Struțul african nu are egal în ceea ce privește dimensiunea, printre toate păsările planetei. Ei pot ajunge la 270 de cm în lungime și pot cântări peste 150 de kg. Chiar și standardele exemplarelor preistorice, acestea sunt niște cifre destul de bune, iar pentru lumea modernă în general, uimitoare. Deși struții nu pot să zboare, ei aleargă foarte bine. Acești giganți accelerează până la 70 de km la oră, făcând pași de 4 metri în lungime. De aia pot ajunge chiar și o mașină. Ce este și mai interesant e că pot schimba direcția de alergare fără să piardă din viteză. Asta îi ajută mult când fug de prădători. Chiar și gheparzii rapizi nu mereu ajung păsările de urmă. Deși aceste pisici aleargă foarte bine, nu pot să manevreze cu atâta abilitate. Struții nu sunt agresivi și pot să intre în conflict doar dacă cel care îi supără nu se calmează și continuă să-i tot enerveze. Sau dacă cineva îi invadează teritoriul și îi amenință puii. În rest, preferă să fugă. Dar uneori poate să accepte cu curaj bătălia și să învingă chiar și prădători mari și periculoși. În asta îl ajută bine ghearele ascuțite, cu care poate să rănească chiar și un leu. Dar totuși, așa ceva se întâmplă rar, fiindcă struții nu sunt ființe agresive. Nu putem spune însă același lucru despre cazauri. Încă o pasăre modernă enormă. Ei și struții au ceva în comun. Nu pot zbura, ies în evidență prin dimensiunile sale, aleargă rapid și la fel au ghiare ascuțite. Dar, spre deosebire de struți, cazaurii își folosesc ghearele mult mai rapid și mai aprig. Mulți experți au ajuns la concluzia comună că cazaurii sunt cele mai periculoase păsări ale planetei. Și în asta există sens. Măcar pentru motivul că e una dintre puținele care poate să ucidă un om. Cu părere de rău, așa ceva deja s-a întâmplat. Doar o singură lovitură exactă cu gheara de 12 cm este îndeajuns pentru a răni fatal un om. Cazaurii mari nu sunt atât de răbdători ca struții. Omul trebuie să se străduiască ca să enerveze un struț, dar pentru cazauri chiar și cel mai mic motiv poate provoca un conflict. Ele nu tolerează străini, îi alungă de pe teritoriul lor și uneori vin la oameni ca să-i nenorocească. Sunt periculoși chiar și pentru propriile lor rude. Este tipic în perioadele de competiție pentru femele. Într-o luptă furioasă, cazaurul poate să-și omoare oponentul sau orice alt animal care îi va nimeri în cale. Albatrosul călător. Să revenim la păsările zburătoare. Dacă vă amintiți când am vorbit despre Pelagorne Sandersi, v-am arătat imaginea în care era comparat acest monstru preistoric și albatrosul. Era vorba despre un albatros călător. Poate pe lângă Pelagornis nu pare așa mare, dar pe lângă păsările moderne arată ca un uriaș. Și nu-i uimitor, căci e cea mai mare pasăre zburătoare la moment. Lungimea corpului unui adult poate ajunge la 120 de cm, dar principalul atu nu este corpul, ci aripile. Anvergura lor ajunge la 325 de cm și nu e limita. Recordul aparține unui albatros prins în Australia în 1965. Anvergura aripilor sale era de 363 de cm. Datorită unor aripi atât de puternice, pasărea poate să zboare pe zi până la 1000 de kilometri. Poate zbura chiar și împotriva vântului. Nu e uimitor că a fost numit călător. Adevărul e că nu prea e fan să viziteze diferite țări. Zona în care se găsește se limitează la insulele Antarctice. Anume acolo pot fi găsiți acești giganți zburători. Hei,
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi cum credeți, există păsări mai mari ca acestea sau asta e limita? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!